legume chinezești, paste chinezești, condimente, sos de soia, paste chinezești și carne. Noi avem aici supă de rață, dar nu ne trebuie plicul de supă, decât conținutul din pliculețe. Astea sunt pastele 1, pastele 2. Aici avem apă la fiert. Fierbem asta și ultima dată facem compoziția. Să vedem cum au ieșit paste chinezești. Astea sunt niște paste făcute din făină de orez, nu cum e la noi. Am pus pastele. Se pun la fel ca pastele normale. După ce se încălzește apa, un pic de ulei, un pic de sare, foarte puțină, și lăsăm să fiarbă. Miroase exact ca orezul. Punem un pic de sos de soia. Gata, am luat pastele. Facem conținutul. Carnea tocată acum. Puțin sos de soia. Cărnița e aproape gata. Urmează să punem legumele chinezești. Așa. Se adaugă jumătate de pahar de apă și foarte mult sos de soia, din nou, pentru că va scădea și va rămâne în sosul de soia. Arată super, doar că trebuie să mai scadă. Uite așa. Din câte am înțeles, astea sunt alge de mare. Astea sunt alge. Pastele mele aproape au scăzut. După ce scade de tot, de tot, de tot, urmează să punem peste peței chinezești. Da, am pus pastele. Urmează să amestecăm ușor, ușor, ușor. Oricum nu se rup, pentru că astea sunt mult mai elastice decât pastele de făină. Pastele mele sunt gata și arată super. Încă n-am gustat din ele. Dar dacă nu o să mai vedeți video de la mine de mâine încolo, înseamnă că am murit. Cam așa arată. Nu știu la gust cum sunt. Imediat le gustăm și vedem ce a ieșit. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like. Până la data viitoare, v-am pupat, bye bye!